care forțată din 30 decembrie 1947, regele Mihai avea să înfrunte greutățile unui exil care a durat aproape 5 decenii. Regele a dus o viață obișnuită în exil, perioadă marcată și de momente frumoase și dificile, precum căsătoria, nașterea copiilor și lupta zilnică pentru câștigarea existenței. În imposibilitate de a-și mai sluji țara ca suveran, regele a fost nevoit să muncească din greu și să-și câștige existența pentru sine și pentru familia sa ca oricare alt om. A lucrat ca fermier, pilot, antreprenor la o companie de electronică și broker la bursa din New York. În perioada în care s-a aflat în străinătate, regele Mihai a adresat an la rând poporului român cu prilejul sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou, mesaje tradiționale transmise prin intermediul posturilor de radio. Singurul meu contact cu România era radioul, BBC-ul sau Radio Europa Liberă și mai puteam, de asemenea, conta pe unele persoane, Străini care transmiteau anumite informații în România. Era o cale indirectă, dar la urma urmelor era totuși o cale. Își amintea regele Mihai în legătură cu perioada exilului. Martor a mai multor evenimente pe care le-a trăit cu pasiunea, dar și cu obiectivitatea unui istoric, Adrian Niculescu, fost corespondent oficial în Italia al Departamentului Românesc al Postului de Radio Europa Liberă ne relatează despre momente și întâmplări inedite despre regele Mihai și românii din exil. În situația specifică în care m-am găsit eu, ca și domnul Dinu Zanfirescu, de exilați, eu sunt ultima generație ajunsă în exil în 1983, uh, regele Mihai reprezenta ceva aproape uh, fantastic, în măsura în care era ceva care nu toți exilații din Est aveau. Exilații dintr-o țară republicană, cum a fost Polonia sau Cehoslovacia, nu aveau punctul acesta de reper pe care îl aveam noi românii în regele Mihai. Un rege este personificarea statului. Ori noi aveam în regele Mihai statul alături de noi, cu noi. Asta era sentimentul meu. În exil, cu noi. Țările cu rânduială monarhică aveau în regele lor, în regii lor, în Marele Duce de, în Marea Ducesă de Luxemburg, Charlotte, așa, așa mai departe, aveau un punct de referință. Ei, asta a fost ceea ce ne-a avantajat pe noi din exilul românesc. Deci primul lucru este pentru mine, ca tânăr exilat, aveam 22 de ani, 23 de ani neîmpliniți încă, Prezența aceasta virtuală a regelui, nu îl cunoșteam bineînțeles, dar știam că există, era un lucru fundamental. Pentru generația mea, născut în 1960, pentru generația mea, regele era din nou o figură familiară, deoarece după 77-78, când am devenit mai conștient, când eram la liceu, la 17-18, chiar 16 ani, i-am auzit din nou vocea la Europa Liberă. Adică se pare că este chiar meritul domnului Zanfirescu că l-a stimulat pe rege să se reactiveze. Nu era problema lui, problema era al postului de radio Europa Liberă și eventual și al altora, deoarece nu... În fine, îl, la un moment dat putem spune că îl trăiaseră pe rege timp de vreo 10-12 ani și în perioada când ceaușescu era foarte bine văzut, după 68 și așa mai departe, vizita lui Nixon. Uh, Bun, deci ce se știe de oameni... Și naivi occidentali au crezut că în anii 1978-77 Ceaușescu era același ca în 1968. Total fals, fiindcă noi știm ce s-a întâmplat începând cu tezele din iulie din 1971, cel puțin. Pentru niște oameni foarte avizați, cum a fost Mihnea Berindei, chiar după momentul 68, Mihnea Berindei a intuit o, care a fost poate cel mai bun om al exilului nostru în ultimii 20 de ani, al exilului românesc, el a intuit că e o schimbare. Dar erau unii la Europa Liberă, chiar pot să-l citesc pe unul, un, un, o personalitate care era vice-președinte al Europei Libere, vice-director, Ciorănescu. Domnul ăsta Ciorănescu se pare că, în bună parte, era responsabil e fratele marelui Alexandru Ciorănescu, un mare filolog, el se pare că era chiar el responsabil în bună parte cu această excludere a regelui de la Europa Liberă, știu asta de la doamna Monica Lovinescu. Ori, când a venit o nouă conducere cu domnul Vlad Georgescu și înainte cu domnul Cizmărescu, deci a fost o perioadă cu domnul Cizmărescu, direcția lui, deci în 1980 circa, S-a petrecut-o și o recalibrare. Și eu am profitat, ca român din România, și am ascultat discuțiile, mesajele regelui din anii 1979, 80, 81, 82, până când am plecat în 83. Eram deja plecat la Paris în, la Crăciun, anul nou. Deci, această prezență din nou a regelui nu am amintiri prin 74, 75 sau cel puțin fiind copil, încă nu mă pasionau lucrurile astea, și deci, pe la 16 ani începeam eu să deschid ochii, 15, 16, 17 ani. Dar uh, reactivarea regelui a fost un lucru foarte important și iată domnul Dinu Zanfirescu ne-a explicat cam cum s-a petrecut acest lucru. Deci, eu știam de existența regelui, dar acum, uh, tot la nivel strict personal, aș vrea să evoc un moment care pe mine m-a emoționat mi-a făcut o mare plăcere. În primăvara lui 1984, Era mai puțin de un an de când eram ajuns în exil, deci aveam 23 de ani, în 84, și văd uh, în chioșcurile pariziene, eram întâi în Franța, în chioșcurile din Franța, pariziene, văd o revistă care, sigur, era mai specializată pe regi, regine și cancanuri de genul ăsta, dar era pe copertă cu principesa Margareta, E, asta pentru mine a fost o chestie extraordinară. Când am văzut trecând prin fața unui chioșc afișată Margareta de România, Margarita, Mar Margarita de fapt, numele ei oficial, Margarita de România, era și o, femeie, e și o femeie frumoasă, splendidă și astăzi. Vă dați seama, atunci când avea 35 de ani sau ceva de genul ăsta, era uh, o imagine atât de, atât de diferită de coșmarul din care ieșise cu puțin timp înainte cu figuri de astea de tipul patibulare de tipul Elena Ceaușescu, Lina Ciobanu, Alexandrina Găinușă. Adică uh, Veronica Venerica era una Venerica pătru. Deci niște persoane de genul ăsta, tipe cu coc așa, standard și nu știu ce, și Principesa Margareta. Pentru mine a fost un, un fel de electroșoc, mărturisesc, și am rămas cu această imagine pe care o am pentru Principesa Margareta până astăzi. Imaginea ei din coperta revistei Point de Vue Image du Monde. Am cumpărat multe exemplare și am și acum vreo câteva acasă, vreo două, cred, cel puțin. Uh, fiindcă este pentru mine a fost un cu de fudră, așa, o lovitură extraordinară, de trăsnet, și nu știu, sim mă simțeam bine reprezentat. Uite, regina, viitoarea regină, cum îi spuneam atunci și acum, de altfel. Uh, principesa Margareta, astăzi, majestatea sa, cu stodele coroanei, Margarita, cum eu îmi permit să-i spun, că așa m-am obișnuit să-i spun atunci, și numele îmi plăcea foarte mult, Margarita, Mărgăritar, era foarte românesc numele ăsta, Margarita de Românie. Am rămas cu imaginea aceasta, 1984, primăvara. Și aceasta a fost primul meu impact, să spunem așa, cu familia regală. Apoi, în fine, dintr-o situație oarecum colaterală de familie, mama mea era înrudită prin alianță cu o persoană, astăzi se pare, din păcate, controversată în niște publicații care au apărut, Nicoleta Frank, care a fost timp de 40 de ani cea mai apropiată persoană de regele Mihai interfața lui, dacă vrei, și cu ziariștii și așa mai departe, până în 1989, până la Revoluție. Nicoleta Franchi a fost apropiat regelui atâția și atâția ani și atunci, normal că vorbim cu Nicoleta la telefon și așa mai departe, era o relație așa, foarte indirectă, dar mă simțeam și eu mai apropiat oarecum de familia regală prin Nicoleta Frank, care era totuși inconturnabilă și în ciuda unor discuții în care nu o să intru și nu pot să mă pronunț în niciun fel, cred că era foarte naivă. Era o femeie încă devenită în vârstă, era o doamnă care avea deja aproape 80 de ani atunci, 75 când am cunoscut-o eu, era ziaristă, căsătorită cu un ziarist luxemburghez. Ea era cetățeană și a, murit ca cetățean luxemburghez. Soțul ei acoperise procesul Maniu și mai multe altele în 1945 46 Viitorul soț s-au căsătorit, a plecat din țară și era ziaristă la, acreditată pe lângă Națiunile Unite, la Geneva. E, ea a avut totuși un rol foarte mare alături de regele Mihai, deși îi se reproșea câteodată că ea îi se substituia regelui. De multe ori regele avea ezitări sau răspundea cu mă rog, mai încet și ea se băga în față, asta i s-a reproșat de altfel Nicoletei Francă, se băga puțin în față așa și răspundea numele regelui. Ei bine, pentru mine Nicoleta Franca a fost elementul care m-a apropiat de familia regală și în 1988 eu am lucrat, eram deja corespondentul Europii Libere de pe la 84 în Italia, 85, sfârșitului 84 și uh, am fost în exil în Franța, rămăsesem în refugiat politic în Franța, dar mi-am desfășurat activitatea în Italia, unde am fost corespondentul postului de Radio Europa Liberă timp de 12 ani, uh, până după Revoluție, evident. Și uh, în 88, cu ocazia unui ecolog view, uh, în care l-am coorganizat și eu, de altfel, la Camera Deputaților în Italia, Sala del Cenacolo, unde era și Mihnea Berindei, Treia să fie și Dinu Zanfirescu, dar nu știu din ce motiv nu a fost, dar era Paul Goma și mulți alții. Vlad Socor, Antonia Constantinescu, de la ziarul Lupta, Eu evoc totuși și pe ei că sunt de acum umbre, nu mai sunt printre noi. Maria Brătianu, doamna Sanda Stolojan, Uh, e bine, eram la Paris și acolo era și Nicoleta Frank și în marginea acestui coloviu care a fost să loc la Camera Deputaților, 14 octombrie 1900, se numea uh, uh, regi, uh, uh, În fine, uh, încălcările drepturilor omului în era Ceaușescu. Ăsta era coloviu în care am fost și eu un coorganizator, cu Partidul Socialist Italian, Partidul Radical, Partidul Liberal Italian și alte asociații uh, importante într-o sală a Camerii Deputaților. Și în margine, Nicoleta Franca a zis, uite, ești principesa Margareta, hai să mergem să bem o cafea. Și am ieșit undeva în fața Palatului Montecitorio, Parlamentul Italian, și uh, am avut bucuria să văd acum pe principesa Margareta în carneșioase, o persoană absolut încântătoare, normală, le courant pas, cum zice francezul, curentul trecea și asta a fost, deci, prima mea întâlnire directă cu Casa Regală, cu Principesa Margareta, prin Nicoleta Frank, la Roma, în toamna 15 octombrie, data o știu exact, a 14 octombrie 1988. Principesa Margareta locuia la Roma și lucra la FIDA. FIDA este o consociată a FAO. Și știu atunci ne-am schimbat adresele, eu m-am oferit imediat să-i trimit, eu fiind corespondentul Europei Libere, făceam, eu eram un activist al exilului, să spun așa, un militant, prefer eu să spun, militant al exilului democratic românesc, și atunci materialele multe, începea să se vorbească în presă mult, mai ales după Brașov, după noiembrie 87 Brașov, România devenise totuși uh, un caz de care se vorbea. Încă în 84, în 85 apăruse faimosul l l'Express, cu sombră fin de regne în România, a lui Ceaușescu, de Ceaușescu în România, cu poza lui pe copertă, îmi aduc aminte, a fost un șoc și pentru mine, decembrie 85, Ceaușescu, în pagina întâi, sombră fin de regne. Din păcate, a mai durat încă patru ani acest fin de regne, sfârșit de domnie. Sombră sfârșit de domnie cu poza lui Ceaușescu pe copertă. Marele Cotidian, marele uh, Hebdomadar săptămânal, L'Express. Deci începea să văd. atunci, cu Principesa Margareta, am schimbat... De -aia, eu totdeauna amintesc numele de Margarita, totuși. Așa uh, era acolo și uh, am schimbat adresa și fida, uh, îi trimiteam niște pachete, Alteța sa regală, Principesa Margarita a României. Asta era, așa îi trimiteam. Și am trimis mai multe plicuri, în fine. Uh, am mai, cred că am mai avut niște uh, legături și telefonice. În martie, eu eram uh, invitat uh, mai des la o televiziune, televiziunea elvețiană de limbă italiană, de la Lugano, RTSI, Radio Televiziune Svizzera Italiană. Și acolo mă cam invitau, din 88, așa, am făcut mai multe emisiuni. Se întâmplă că regele Mihai, care a avut o copilărie în Italia, după cum știți, la Fiezole, la Villa Sparta, vorbea bine italienește și plăcea să asculte știrile în italiană. Și atunci el comuta pe televiziunea sa și asculta RTSI-ul ăsta, Radio Televiziune Svițera Italiană, de la Lugano. Și m-a văzut și pe mine, evident, acolo. Și se pare că m-a simpatizat. Și atunci, cred că prin Nicoleta Frank, sau nu știu, a zis, cine e tânărul ăsta de aici, e interesant. În fine, m-am trezit cu o invitație foarte onorantă, mai onorantă decât oricare, suntem însă imediat după Revoluție, martie, și eu am apărut și în zilele de Revoluție și așa mai departe, plus, bine, mergeam și la raida, dar majestatea sa, regele Mihai, vedea în Elveția. Nu erau pe atunci cablu, chestii de genul ăsta, era mai complicat, dar în Elveția puteai să vezi în toată Elveția și în limba italiană, și în limba franceză, și în limba germană, bineînțeles, a majorității populației elvețiene. Și atunci am întâlnit cu această invitație extrem de măgulitoare pentru mine. Suntem în martie 1990 și uh, mă duc la Principesa Margareta în oraș, la Geneva, unde aveam de la Milano cu un tren, patru ore circa am făcut, și acolo uh, m-a primit avea un birou. Principesa Margareta a înlocuit-o pe Nicoleta Frank, tocmai fiindcă Nicoleta Frank devenise cam, cel puțin, perimată, ca să spunem așa, și din cauză că îmbătrânise, iar după aceea unii spun că au găsit și alte chestiuni legate de ea. Nu mă pronunț, repet. Principesa Margareta acum devenise interfața regelui Mihai din septembrie 89. Ea s-a mutat de la FIDA, de la uh, această de la Roma, s-a mutat, a, plăsit, a părăsit uh, jobul pe care îl avea și a venit la uh, uh, Geneva să fie alături de Augustul său tată. Și uh, rendez era la uh, Principesa Margareta, în acest birou, unde se făcea un fel de revista presei la Geneva, mai ales că eram după Revoluție, se scria foarte mult despre România, vă dați seama. Și Principesa Margareta m-a uh, invitat apoi la Versois. Uh, am plecat cu principesa, cu mașina, conducea Principesa și era și uh, Principesa Sofia. Care s-a suit pe scaunul din față, eu eram pe banca din spate și tot drumul până la Versoa, din Tentul Genevei până la Versoa, a fost o discuție. a fost Ele învățau românește. Și aveau, un, aveau niște casete, aveau o carte. Și am această carte acasă, am uitat să o aduc, dar o să o putem face cumva. Este celebrul Asimil. Asimil este o serie în care poți să înveți orice, limba turcă sau limba turcmenă, limba japoneză sau română. Volumul acesta este, îi se datorează unui ziarist român de la Radio France Internațional, Vincențiu Iluțiu. El a redactat în 89 pentru România, deci pentru limba română. Ori aici este o chestie absolut unică. Fiindcă știți bine cum sunt toate manualele de limbă străină. Te învață cum să spui diferite chestii, intri într-un restaurant și spui, da, ce aveți, avem pește prăjit, avem somon, avem păstrăv, avem carne de vită, avem, știu eu, stroganov sau mai știu eu ce, sau friptură de la grătar sau mititei. În cartea asta, fiindcă suntem în 89, atenție, este apărută înainte de Revoluție, discuția era aveți mititei, nu avem. Aveți dovlecei, n-au adus. Ce aveți desert? Avem numai cu dovleac. Avem ziua de dovleac. Nu avem cu zahăr nimic. Deci realitățile românești. Bună ziua! E România liberă? Răspunsul: nu. Cred că vă dați seama, dublu sens, era ziarul România Liberă, da? E România Liberă? Nu e România Liberă, domnule, tovarășe. Așa. E, bună ziua, aveți cumva e, brânză? Nu, noi nu avem carne, dânșii de vis-a-vis -vis nu au brânză. Deci e realitatea noastră de zi cu zi. Și în timp ce mergeam cu mașina spre Versoa, cu principesa Margareta la volan și principesa Sofia alături, râdeam de neprăpădeam de astfel de replici, cu care ele învățau limba română și mă rugau pe mine să repet ca să audă ele mai bine. Deci, domnul Niculescu, repetă-ne, te rog, că vrem să reținem lucrurile acestea, cum se pronunță bine. Deci, ascultau caseta lui Vincențiu Iluțiu, de sistemul ăsta asimil, deci prin casete era pe atunci, aveau casetofon în mașină, zice repetați-ne după ce auziți ca să mai repetăm noi. Și așa am făcut drumul până la versoa. La Versoa ne-a primit. Majestatea sa, ușa a deschis-o altcineva, dar eram cu principe, să le vă dați seama. Și a fost o întâlnire absolut extraordinară. A fost o invitație la cină, de fapt. Am fost foarte onorat. Majestatea sa stătea aici, în capul mesei. După ce am vorbit timp de vreo oră, oră și ceva, m-am prezentat și eu, am spus cam cine sunt. Știu că mi-a venit așa să fac, nu știam cum să mă comport și eu și nu făcusem serviciu militar, dar văzusem prin diferite filme și aproape că am bătut talpa, nu știu cum se spune, uh, uh, pantoful, așa, am avut așa un fel de chestie așa militaroasă, deși eu nu făcusem armata în România, fugisem, scăpasem înainte de armată. și uh, regele m-a făcut să fiu foarte confortabil, ne-am așezat, am discutat, am povestit, eram totuși ultima generație de exilați, suntem în 1990, cum am spus, 90, trecuse Revoluția peste noi. Și apoi ne-așezat la masă, a fost o amintire de neuitat vă dați seama. Mi-aduc aminte, niște superbe tipsi de argint, așa de, de care erau pe masă. Discuții. În fine, și seara, tot principesa Margareta a avut mare amabilitate să mă însoțească înapoi la gara, la gara de, din Geneva, deci m-a luat cu mașina, m-a dus la gara, am mai vorbit diferite lucruri, evident, și m-am suit în tren și foarte, foarte beato, așa cum ar zice un italian, încântat, m-am suit în tren și am ajuns la Milan. Ei bine, asta este un moment care vreau să le evoc, însă lucru pe care aș vrea să vi-l evoc acum este un lucru care este mult mai puțin cunoscut. În 1980... Ideea mi-a venit în 87, mi-a venit cam târziu, dar m-am gândit. Era începutul 87, era acolo acțiunea de denunțare a demolărilor din București cu arhitectul Ștefan Gane și cu el m-am consultat pe chestia asta. Eu eram în Italia, eram de câțiva ani profesor, în fine aveam o însărcinare de curs, cum se numește, profesor cu contract, Universitatea Catolică din Milano, eram acolo din 85 și mi-a venit o idee. Păi 1927 nu s-a suit regele Mihai prima dată pe tron? Da. Păi ce-ar fi să sărbătorim momentul ăsta? Fiindcă ăsta era momentul când la București se făceau tot felul de festivisme. Și uite, o să vă citez. Când plecasem din țară, era Burebista 2050 de ani, sărbătoarea aia grotescă, că nu se sărbătoriseră 2000 de ani, dar 2050 s-au sărbătorit. Burebista în 1980 au făcut și ca așa-capatului Procus ca să coincidă cu Congresul Mondial de Istorie din luna august 1900, în care eram și eu un fel de trepăduș pe acolo, eram student în anul 1, treceam în 2 și mă puseseră să ajut la Congresul ăsta Internațional de Istorie cu mai mulți colegi de ei mei, zic Burebista. Apoi se lansase ideea cu Ioan Vodă cel cumplit, îl debotezase răpăsta, nu mai era cel cumplit, că nu e bine, ci era Ioan Vodă cel bun sau cel mare sau ceva de genul ăsta. În sfârșit, dar nu mai era în țară, se vorbea de Mircea cel Mare, îl debotezase și pe bietul Mircea cel Bătrân, devenise brusc Mircea cel Mare. S-a făcut și un film de Sergiu Nicolaescu, deci era un fel de festivism continuu. Regimul Ceaușescu trăia numai cu festivisme. Și atunci m-am gândit și eu, doamne, dar ce-ar fi dacă am face și noi un festivism, dar real, în exil? Să, pre, să uh, prindem momentul 1987, când erau 60 de ani de la urcarea pe tron în 1927 a regelui Mihai. <coughs> Ideea asta a fost, dar a fost foarte scurtă, fiindcă nu mai era timp, era, mi-a venit ideea, cum se spune, mi-a picat fisa târziu, m-am consultat cu două, trei persoane, cu Gane, cu Vlad Socor, mi-aduc aminte, de Europa Liberă, cu Emil Hurezeanu și mai ales cu Vlad Georgescu, de da? să nu l uităm pe Vlad Georgescu, regretat, un mult regretat, un Vlad Georgescu, un istoric, un om extraordinar care conducea postul de radio Europa Liberă. Și atunci, uh, ideea a fost da, hai să încercăm să organizăm ceva, dar timpul era scurt. Dar ideea era lansată totuși. Ori, ă... stați să ne gândim puțin, m-am mai consultat cu unii cu alții și am spus, stați un pic, dar vine un moment mult mai important și e mult mai semnificativ. 50 de ani de domnie neîntreruptă, subliniez termenul, domnie neîntreruptă a Majestății sale Regelui Mihai septembrie 1940, 1990. Eram prin 88-89. Zic, hai să pregătim chestia asta bine. Asta trebuie pregătită. Am ratat momentul 87. Dar era mai puțin semnificativ, o domnie întreruptă. Dar acum suntem în domnie neîntreruptă. Vă dați seama că făcea spume la gură ce aușescu dacă se realiza această chestie. Noi o preconizam pentru 1990. Și am făcut eu așa un fel de mic proiect, în primul moment, cu cine să luăm legătura, istorici, cei de la Europa Liberă, în pregătirea ceea ce noi, ceea ce eu gândeam, jubileu, că era vorba de un jubileu, 50 de ani de domnie neîntreruptă a majestății sale, regelui Mihai. Acest jubileu ar fi trebuit să fie 90. E, din fericire a venit Revoluția și n-a mai fost cazul. Deci, iată, acestea sunt câteva lucruri de care... Mi-aduc aminte, cu marea performanță a regelui Mihai, este totuși faptul că a reușit să pună în paranteze cei 42 de ani de regim comunist și în fața acelui festivism afișat, ne a fi plăcut și nouă să avem un, uh, o ceremonie ca aceea pe care, uh, despre care v-am vorbit. Mi-aduc aminte, am citit chiar în revista aceea Point de vue image du monde, unde era principesa Margareta în 84 și am văzut acolo povestea regelui. De exemplu, regele a fost pilot de încercare pentru aparaturi de zbor fără vizibilitate. Era o meserie de kamikaze, cred că vă dați seama. Pilot de încercare pentru aparatură de zbor fără vizibilitate. Nocturnă, nu știu ce. Fiindcă regele era un foarte bun pilot de avion, nu numai un pilot de Automobil, uh, uzinele IAR erau totuși celebre, așa cum regele Mihai s-a format ca, să spunem așa, mecanic, inginer, dacă vrem, deși nu are o diplomă de inginer, la uzinele Ford de la București care erau gata cheie în mână în 40, și au funcționat câteva luni și au scos foarte puține mașini, dar există Ford România și mașini făcute aici. Și acum e frumos că Fordul și-a adus aminte și aduce totdeauna aminte, au făcut niște o expoziție pe zidurile construcției ăsta unde este Fordul, aduc aminte momentul 40 și la iare, cu avioanele. Ei, deci, regele Mihai a avut această meserie, de ce? Fiindcă câștiga mai bine, îi permitea să avea totuși o familie de întreținut. Principesa Margareta s-a născut în 49, apoi a urmat principesa Sofia, celelalte în 50 până când principesa Maria în 1965. Și atunci, pentru un salariu mai bun, a acceptat o muncă extrem de riscantă, pilot de încercare pentru aparatură de zbor fără vizibilitate. Asta m-a frapat pe mine citind în revista aceea în 84, revista franțuzească. Ei bine, apoi știm bine că a avut și un episod în Anglia, când familia regală engleză l-a ajutat, în fine, totuși Edinburgh este vărul primar al mamei sale, i-au dat o vilă, în fine, o casă de țară așa, aristocrată britanică și acolo el a crescut găini, a avut o activitate de asta agricolă aproape. Pentru fetițe a fost foarte bun, probabil că aveau aer prin 49, 50, 51. Asta a fost viața regelui atunci, după aia s-a dus la Geneva, a lucrat și ca broker, Broker în bancă, la bursă, dar chiar el a spus, nu era pentru mine, nu mă pricep la așa ceva, nu știu să fac pe broker -ul. Pilot, da, chiar de încercare și fără vizibilitate, dar broker și-a stat puțin închic. Cineva i-a fi găsit acolo un banchier, mi se pare un ceva, uh, un banchier din România, dar nu i-a plăcut deloc. El avea altă menire, regele Mihai. Figură minunată a istoriei româniei, ce să mai vorbim. Ei bine... Uh, a fost apoi uh, ani de zile, uh, cum vă spun, uh, și pilot de încercare, și o scurtă perioadă broker și a avut și-a câștigat greu existența. Asta este o realitate. Regele Mihai și-a câștigat greu existența, pâinea de zi cu zi. Avea o familie totuși numeroasă. Și n-am putea spune că a fost foarte ajutat de multe rude cu capul coronat pe care le avea decât, sigur, principesa Margareta a fost ajutată la studiile sale, a fost apropiată de uh, ducele de Edinburgh, de Philip, regretatul Philip, care a murit în urmă cu puține luni, uh, la, a fost ajutată pentru a face studiile sale la Edinburgh în sociologie, de-aia ea era în zona sociologie, de-aia a fost angajată ca sociolog la, fi, la FIDA, adică la FAO, sucursală FIDA, și uh, Charles, prințul moștenitor i-a fost apropiat, prințul Charles. Viața regelui era foarte modestă, locuia cu chirie la casa aceasta, Villa Serena. I-a fost cumpărată ulterior. A mai fost un moment, mi-aduc aminte, după Zulzmat, momentul pe care l-a evocat Dino Zanfirescu, a fost momentul Frankfurt, decembrie 86, o relansare a regelui și acolo am fost și eu. eu la, a fost tatăl meu la Zulzmat, eu n-am fost acolo. La Zulzmat am poze și aș vrea să vi le aduc, am uitat să le aduc acum poza. La Zulzmat, uh, Rațiu, Câmpeanu, din Firescu, uh, din, din uh, Cernovodeanu, uh, istoricul, uh, coleg de clasă cu regele Mihai, uh, asta era Zulzmatul Și părintele Gheorghe Calciu Dumitrescu care oficia și alte personalități ale exilului românesc. Novăcean, Novakovici și alte personalități. Ei bine, în decembrie a fost un fel de... Eu eram la Napoli, la... n-am putut ajunge până acolo, răspăt a fost tatăl meu. M-am dus însă în decembrie și am călătorit cu doi oameni din exilul românesc, cu Ion Ghica și cu regretatul, ambii regretați din păcate, Ion, fizicianul Ion Ghica, și cu fiul său, că era mic, avea vreo 12 ani atunci, și cu regretatul arhitect Ștefan Gane, am mers împreună. Și Ștefan Gane ne-a povestit că el a întrebat pe rege, apropo de Vila Serena, și ca să înțelegem și cum a trăit regele. Și a spus Sire, asta era formula de adresare, m-a învățat Nicoleta Franchi, spui Sire, asta e formula de adresare. Dar zice, de ce nu stați pe malul lacului, că e lacul mai jos acolo, la care majestatea sa i-a răspuns așa descumpănit puțin. Domnul Gane, dar de asta aveți idee cât costă chiria acolo? Suntem în 1985, 86. Puțin mai târziu, dacă nu greșesc, principesa, regina Sofia practic a făcut cadou această casă, Vila Serena, de la... și am poze de la Vila Serena. În care a locuit până în, primele, în primii ani 90. Dar asta este un alt capitol. E întoarcerea în România, sigur cu urcușurile și coborâșurile pe care le știm, dar putem să spunem ceva? Da, a fost un success story. Povestea regelui Mihai, și o spun cu emoție, a fost un success story, în ciuda a tot și a toate și poate chiar faptul că nu a revenit tehnicamente pe tron, dar a fost comportament de rege al României, fiindcă a reprezentat România după 97 pentru intrarea în NATO, pentru Uniunea Europeană, cred chiar, îndrăznesc să spun că a fost un avantaj. Fiindcă altfel poate i s-ar fi putut pune în cârcă, a, a venit străinul ăla, a venit a, a, să ne sugă sudoarea poporului, le, legendele staliniste, comuniste, Recent am văzut o carte cu o hidră, așa, cu coroana regală, apărută în 61 de un vai. Fost profesor al meu de la Facultatea de Istorie. Relele făcute de Hohenzollern, cartea apărută în 61, vă dați seama. E, lucrurile astea, unii au vrut să le reactiveze prin primii ani 90. Dar faptul că nu a fost efectiv, dar a fost de facto conducătorul României, și subliniez, a fost de facto liderul democratic-constituțional al României, Domnul Emil Constantinescu nu era prea încântat de situația asta la un moment dat, deși totuși l-a primit cum se cuvine. Uh, Practic a fost în avantajul uh, numelui său. Iar apoteoza a fost momentul, din păcate, al dispariției, dar cine nu și-ar fi dorit o asemenea dispariție? În apoteoză a reginei înainte și a regelui apoi. Am fost aici, în locul ăsta, și la unul și la altul, un sfârșit care e de fapt apoteotic, cu o viață extraordinară de aproape 100 de ani, 96 de ani, cu o recunoaștere unanimă, cu toate capetele încoronate din Europa, aici la București, de parcă România ar fi fost monarhie parlamentară, constituțională, democratică, chiar dacă tehnicamente n-a fost, regele a fost de facto acest, a fost rege. Și a încheiat viața de facto ca rege al României.